China nu va ataca niciodată Ucraina, a dat asigurări ambasadorul Beijingului la Kiev. China este o țară prietenoasă cu poporul ucrainean, promițând sprijin financiar pentru țara invadată de Rusia. Conform Digi24, China nu va ataca niciodată Ucraina. Vom ajuta în special din punct de vedere economic. În această situație pe care o aveți acum, vom acționa responsabil, a declarat ambasadorul Chinei, potrivit unui comunicat de presă al guvernului regional din Lviv citat de CNN. China este o țară prietenoasă cu poporul ucrainean. În calitate de ambasador, pot spune în mod responsabil, China va fi întotdeauna o forță de bine pentru Ucraina, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere politic. Potrivit acestui ambasada Chinei s-a mutat de la Kiev la Liov, unde va rămâne pentru moment. Ambasadorul Chinei în Statele Unite ale Americii a scris un articol de opinie în Washington Post, în care a afirmat faptul că guvernul său nu știa nimic despre planurile Rusiei de a invada Ucraina și că ar fi încercat să le oprească dacă ar fi știut. China este cel mai mare partener comercial atât al Rusiei, cât și al Ucrainei, dar și cel mai mare importator de petrol și gaze naturale din lume. Conflictul dintre Rusia și Ucraina nu face bine Chinei. Dacă China ar fi știut despre această criză, am fi făcut tot posibilul să o prevenim, a scris ambasadorul Chinei.